Bună seara tuturor și pacea Domnului nostru Hristos să fie așezată peste noi. Dragi studenți, stimați colegi profesori și dragi invitați, am bucuria să vă salut și să vă spun bun venit la evenimentul organizat de Institutul Teologic Pentecostal, simpozionul științific anual pe care în anul acesta, iată, îl organizăm la Institutul Teologic Pentecostal prin platforma online. Desigur că ne-am fi dorit ca acest eveniment să aibă loc la școală, așa cum an de an am fost familiarizat și obișnuit să fie, însă în condițiile prezente suntem nevoiți să facem ce putem. Sunt deosebit de bucuros să știu că la acest eveniment, alături de studenții noștri și masteranții noștri și colegii profesori, avem invitați din țară, din străinătate. Tema pe care o vom aborda este o temă de mare actualitate. Ne-am propus să analizăm noua mișcare apostolică, așa numită de New Apostolic Reformation, o mișcare contemporană apărută cam după anul 1980, mai evident după anul 1990, care are o mare influență în momentul de față în creștinismul evanghelic, nu doar american, ci se pare că la nivel internațional. În timpul simpozionului nostru vom aprofunda în trei zile, începând cu astăzi, continuând apoi mâine și joi, cam de la aceeași oră, ora 17, vom avea 12 referate, seminarii, care vor fi susținute de tot atâția colegi, precizând că unii dintre dumnealor vor avea două referate. În aceste teme vom analiza, după cum deja cunoașteți, diferite fațete ale noi mișcări apostolice, noua reformă apostolică, fațete care se leagă în multe feluri de viața de credință, de biserică, de slujirea noastră comună. Acum nu mai trebuie să aduc aminte faptul că noi suntem chemați să fim oamenii lui Dumnezeu, pregătiți bine, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al învățăturii creștine, al abilităților noastre în cunoașterea teologiei, a învățăturii Cuvântului Domnului, în stare să apărăm credința și în stare să dăm seamă în fața oricui de credința pe care o avem. Doresc foarte mult ca evenimentul acesta să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne vom ruga și îl vom așeza sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Îl dedicăm pentru slava lui Dumnezeu. Aș dori să salut, înainte de a ne ruga Domnului, să salut pe colegii profesori care vor susține referate la acest simpozion. Voi începe menționându-l pe fratele profesor Ioan Cisas, fratele Emil Bartoș, de asemenea fratele Radu Mariș, fratele Mirel Neamțu, fratele Cristian Ionescu, fratele Constantin Macovriciuc, fratele Leonard Semenia și fratele Eugen Jugaru și Denis Benzar. Ei vor susține referate. De asemenea, aș dori să am un cuvânt de salut și pentru toți aceia dintre dumneavoastră care ne împărtășiți simțirea fiind alături de noi prin preluarea transmisiei pe care o avem pe platforma Zoom și difuzarea ei pe pagina de Facebook a ProDocens Media. Vrem să ne arătăm mulțumirea față de colegii și frații noștri în Hristos de la ProDocens Media și de asemenea pe pagina de YouTube a Bisericii Emanuel din Sibiu. Bunul Dumnezeu să își reverse binecuvântarea sa peste noi, peste toți. Vă chem să avem un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Îl voi ruga pe colegul nostru, Emil Meștereagă, să înalțe către Dumnezeu o rugăciune pentru noi, pentru toți. După momentul acesta de rugăciune, moderarea primei sesiuni va fi gestionată de către colegul nostru, fratele pastor Ioan Cisas.
Te binecuvântăm, Domnul și Dumnezeu nostru, pentru că ne dai har, ne dai ocazie, Doamne, pe această cale să putem să ne oprim și anul acesta la simpozionul Institutului Teologic, a cărui obiectiv este să găsim calea în care cu discernământ și cu călăuzirea Duhului Tău Sfânt să pășim, Doamne, înainte în umblarea noastră, în slujirea noastră, în înaintarea împărăției Tale și în zidirea Bisericii. Doamne, îți mulțumim pentru fiecare student pe care Tu l-ai întărit, Doamne, să fie părtaș la acest simpozion. Îți mulțumim pentru fiecare profesor. Îți mulțumim pentru oaspeții noștri, Doamne, și îți mulțumim pentru toți cei ce vor intra în contact cu noi și vor fi parte a acestui eveniment pe canalele media pe care va fi difuzat. Ne rugăm să faci ca binecuvântarea Ta și însoțirea Ta, inspirația și ungerea Duhului Sfânt să fie cu fiecare dintre cei ce vor susține un referat la acest simpozion. Și Tu să faci lucrurile în așa fel încât complementar, Doamne, fiecare contribuție să aducă lumină pentru noi în înțelegerea vremurilor pe care le trăim, a tendințelor care presează asupra noastră, a bisericii întregi, și să ne dai lumina și soluții, Doamne, pentru a răzbate cu discernământul și cu starea de veghe necesară pentru a nu fi duși în rătăcire, și cu împuternicirea și însoțirea Duhului Sfânt la fiecare pas și în fiecare vreme. Îți mulțumim și ne rugăm, Doamne, să lași pacea Ta peste noi și ne rugăm pentru funcționarea tehnică a tuturor celor necesare la această sesiune a simpozionului nostru. Ne încredințăm în mâna Ta și îți mulțumim și chemăm binecuvântarea Ta și prezența Ta prin Duhul Sfânt cu noi în tot ceea ce se va întâmpla în continuare. Amin. Stimați colegi, invitați și studenți, mă bucur tare mult de acest moment și sper din toată inima ca acest simpozion să ne fie de un real folos și mă rog Domnului să fie un timp eficient și câștigat pentru noi, pentru toți. Noua reformă apostolică este o mișcare carismatică care nu mai poate să fie ignorată. Chiar dacă este relativ nouă, rădăcinile ei pornesc din anul a doua parte a secolului trecut. Pentru a o înțelege bine, este necesară o incursiune istorică și o privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale ale acesteia. Ignoranța nu este niciodată o soluție. Preocuparea noastră pentru înțelegerea noii reforme apostolice poate să fie un semnal puternic pentru bisericile pentecostale și, în general, pentru bisericile evanghelice din România. A aștepta până când influențele carismatice radicale își fac cuib ar putea produce pagube majore. O ecuație destul de complicată, și anume, mișcarea carismatică este asociată de cele mai multe ori mișcării pentecostale. Îmi doresc ca prin acest simpozion să găsim un răspuns la întrebarea cât ne mai permitem să fim asociați cu mișcarea carismatică și cât de ferm ar trebui să ne disociem de ea. Primul seminar la care vă invităm să participați, cu titlul Noua reformă apostolică, istorie, prezent și caracteristici generale, va fi prezentat de către pastorul lector universitar dr. Ioan Brie, care este și rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București și pastorul Bisericii Emanuel din Sibiu. Dacă doriți să adresați întrebări pentru dezbaterea care va avea loc imediat după prezentare, vă rugăm să le trimiteți în felul următor. Studenții de la ITP sunt rugați să le trimită pe grupul WhatsApp corespunzător fiecărui an. Cei care urmăresc transmisia pe Facebook să le trimită într-un comentariu la video pe care îl urmăresc, iar cei care ne urmăresc pe YouTube să formuleze întrebarea pe chatul videoului, care sper că este on, sau dacă nu, o să încercăm să-l punem pe on cât de repede.
Iar în limita timpului vor fi adresate, aceste întrebări vor fi adresate fraților care prezintă seminariile. Frate profesor Ioan Brie, sunteți rugați să preluați cuvântul și să prezentați primul seminar. Mulțumesc frumos pentru introducere. Așa cum s-a menționat, titlul seminarului, a referatului pe care îl voi susține, este Noua reformă apostolică, istorie, prezent și caracteristici generale. Sigur că subiectul pe care îl abordăm este foarte, foarte vast. Voi începe prin a preciza că materialul foarte lung, peste 27 de pagini scrise, îl vom publica ulterior într-un volum, urmând ca în prezenta comunicare să insistăm pe câteva aspecte esențiale. Voi începe prin a defini mișcarea Noua Reformă Apostolică. Primele începuturi ale acestei mișcări sunt notate în anul 1980, odată cu apariția unui grup de evanghelici care căutau manifestarea profetică, lucrarea supranaturală a Duhului, dar care nu se mai identificau cu pentecostalii și nici cu carismaticii. Începând cu anul 1990, mișcarea aceasta se dezvoltă și mai mult. Promotorul, organizatorul, deși personal nu se revendică așa, al acestei mișcări este Peter Wagner, un profesor din cadrul inițial, cadrul Bisericii Assemblies of God, profesor la seminarul Fuller din California, în Pasadena. Expresia noua mișcare apostolică aparține lui Peter Wagner. El spune, am fost numit fondatorul acestei mișcări, dar nu este cazul. Unul dintre motivele pentru care aș putea fi văzut ca nașul intelectual al acestei mișcări, spunea el, este că am fost primul care a observat mișcarea și i-a dat un nume care i-a descris cel mai bine caracteristicile. Wagner a predat 30 de ani la Fuller Theological Seminary. Mișcarea NAR se pretinde a fi a cincea ramură, așa vom numi noua denum Apostolic Reformation, o vom numi prescurtat NAR. NAR se pretinde a fi a cincea ramură în sânul creștinismului, separat de catolicism, de ortodoxie, de protestantism și de pentecostalism. Deci, încă de la început, trebuie să facem această distinție. NAR se revendică pe sine ca altceva decât toate celelalte expresii confesionale, denominaționale, creștine, cunoscute înainte. NAR se numește apostolică, în primul rând pentru că liderii cred că ei sunt chemați să restaureze oficiul apostolic pierdut de biserică în primul secol și care acum este reînființat și înțeles ca având o ungere specială, o putere supranaturală de a săvârși miracole, de a descoperi o strategie divină cu privire la ce are de făcut biserica pentru a așeza, stabili împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Se numește nouă și pentru că ei cred că reprezintă cea de-a doua eră apostolică. Peter Wagner chiar așa se și exprimă. Trăim acum, zice el, în mijlocul uneia dintre cele mai epocale schimbări în structura bisericii care a fost înregistrată vreodată. Îmi place să-i spun a doua eră apostolică. Se mai numește și reformă din cauza faptului că își propune să schimbe radical drumul bisericii și felul ei de a fi, așa cum a fost înțeles până acum, printr-o reformare care se revendică a fi chiar mai profundă decât reforma protestantă din timpul lui Martin Luther. Pe subiectul acesta există o literatură impresionantă, nu vom trece acum în revistă, însă ea stă la dispoziția noastră.
Trebuie să marcăm câteva aspecte legate de istoria noii mișcări apostolice, noi reforme apostolice. Peter Wagner, încercând să încadreze The New Apostolic Reformation în șirul evoluțiilor din cadrul bisericii, vorbește despre trei valuri de trezire spirituală. Primul val este reprezentat de mișcarea penticostală clasică, apărută în jurul anului 1900, la începutul anilor 1900. Valul al doilea este reprezentat de mișcarea carismatică, apărută în sânul bisericilor romano-catolice și a confesiunilor protestante. Mișcarea aceasta se dezvoltă începând cu anul 1960-1970. Trebuie să precizăm că această mișcare carismatică nu reprezintă o mișcare denominațională nouă, ci este mai degrabă o mișcare de reînnoire în sânul bisericilor catolice și protestante. Valul al treilea, după Peter Wagner, este The New Apostolic Reformation, care este altceva decât mișcarea penticostală și altceva decât mișcarea carismatică. Originile NAR se regăsesc în trei mișcări importante. Trebuie să precizăm faptul acesta, înțelegând izvorul din care această mișcare se trage, putem anticipa foarte bine și natura spirituală care caracterizează această mișcare. Trebuie să precizez că Peter Wagner este de acord că acestea sunt rădăcinile NAR. Prima rădăcină se găsește în așa numita mișcare Later Rain sau ploaia târzie. Această mișcare apare în 1948 în Canada, de unde se răspândește rapid în Statele Unite. Liderii mișcării ploaia târzie, între care o personalitate cunoscută și în România este William Branham. Sigur că au fost mai mulți lideri a acestei mișcări. În esență, ei au susținut așa numita doctrină a arătării fiilor lui Dumnezeu, care se afirma că sunt oamenii care au primit noi revelații apostolice și profetice și care prin puterea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu pot atinge un grad de nemurire în viața aceasta, apoi urmând să deschidă împărăția lui Dumnezeu. Au fost idei năstrușnice în mișcarea ploaia târzie. Trebuie să precizăm că Assemblies of God a condamnat ferm această mișcare care a apărut în sânul ei în Consiliul General al Assemblies of God din data de 13 septembrie 1949. S-a luat poziție denunțând această mișcare ca fiind eretică. Deci lucrul ăsta trebuie să fie bine precizat. De observat este că după ce Assemblies of God se dezice de mișcarea ploaia târzie, de William Branham și de colegii săi, mai târziu, prin anii 80, ideile acestea sunt preluate într-un grup de profeți numit Kansas City Prophets. În orașul Kansas a apărut această mișcare, o mișcare de înnoire spirituală, de trezire spirituală, așa s-a dorit, un grup de bărbați, între care Bob Jones și, sigur, mulți alții, Paul Chen, Mike Bickley, s-au numit proroci văzători. Ei preluau ideile pe care înainte cei de la ploaia târzie le-au vehiculat și le-au condus mai departe. Mișcarea aceasta s-a dezvoltat în ceea ce s-a numit Kansas City Prophets și Kansas City Fellowship, care mai târziu au fost preluați sub umbrela mișcării Vineyard, conduse de John Wimbler. Aici trebuie precizat că mișcarea Vineyard a fost o gazdă bună pentru ideile din mișcarea ploaie târzie și din a profesorilor la Kansas și mai târziu, de asemenea, casă bună pentru ceea ce numim Toronto Blessing.
Ar mai trebui aici făcută o mențiune. În timp ce Biserica Pentecostală din organizațiile, prin organizațiile mari din Statele Unite s-au dezis atât de Ploaia Târzie cât și de Kansas City Prophets, Peter Wagner, preună cu alți lideri NAR, au admis deschis că învățăturile lor de bază sunt aceleași ca și cele susținute de Later Rain. În viziunea NAR, foarte important să spun acum, Later Rain nu a fost respinsă pentru că învățăturile lor erau false, ci, fiți atenți, vă rog, ci pentru că liderii denominațiilor au respins acele învățături pentru a păstra statu quo. Wagner spune, ar trebui să ne scoatem pălăria înaintea liderilor de la Ploaia Târzie și de la Procit din Kansas, pentru că ei sunt aceia care au început să dea formă burdufurilor noi, prin care noi suntem binecuvântați astăzi. Deci este evident că The New Apostolic Reformation își trage rădăcina din mișcări considerate eretice de Biserica Pentecostală din Statele Unite. A treia rădăcină, mai aproape de vremea noastră, este ceea ce numim Toronto Blessing. Mișcarea a apărut după anul 1990, mai precis în 1994, în Toronto, în Canada, într-o biserică păstorită de John Arnold. La o întâlnire a fost invitat pastorul Randy Clark. Randy Clark este unul dintre, în prezent, unul dintre apostolii mișcării Noua Reformă Apostolică. În cadrul acestei întâlniri au apărut acele faimoase manifestări, Râsul Sfânt, cine n-a auzit de Toronto Blessing, așa a fost cunoscută. Curând au apărut manifestări foarte ciudate, căderi pe spate, erau numite înjunghiere în duhul sau odihnă în duhul, plânsete și gemete, strigăte, răcnete, țopăituri, sărituri, alergat prin sală, tremurături, scuturături. Ciudat a fost să fie observată imitarea sunetelor animalice, grohăit, lătrat, răge de leu, piui de pui, de găină, mieunat, lătrat de câine. Toate acestea au fost puse pe seama manifestărilor Duhului. Aici e observat. Comportament de om bețiv, nebețiv, a fost numită beție în duhul. Legătura între Toronto Blessing și NAR se regăsește cel puțin în patru puncte. În primul rând, Randy Clark, cel prin care s-a deschis această mișcare, a fost omul care a avut rolul de deschidere a acestei mișcări, este în prezent unul dintre apostolii NAR și coordonator a unei rețele de apostoli, se numește Apostolic Network of Global Awakening. De asemenea, Peter Wagner este încă o verigă de legătură. Peter Wagner spune că și el a avut parte de manifestarea Râsului Sfânt și că, după el, manifestările de la Toronto sunt parte a lucrărilor pe care Domnul le face pentru a ne pregăti pentru trezirea care vine. Asta este afirmația lui Peter Wagner. De asemenea, John Wimbler este încă o verigă de legătură. Este adevărat că în partea târzie s-a dezis de mișcarea de la Toronto și chiar a scos din rândul părtășilor bisericilor Vineyard, biserica din Toronto, dar lucrurile sunt destul de neclare cu privire la ce s-a întâmplat și înainte și ulterior acestui moment. Mike Bickley este a patra verigă de legătură. El este fondatorul a ceea ce se numește International House of Prayer. Este asociat cu profeții de la Kansas și parte în bisericile Vineyard, iar în prezent este unul dintre apostolii NAR, foarte popular și prezent în mai multe organizații. Acum, privitor la apariția și evoluția mișcării NAR, n-aș vrea să mai spun aici foarte, foarte multe lucruri, aș vrea doar să observăm că în Statele Unite mișcarea NAR
a crescut foarte mult și creșterea s-a făcut prin cel puțin în două direcții. În primul rând, o parte a comunităților, a bisericilor care aparțineau de niște confesiuni până la un moment dat s-au separat de aceste confesiuni și s-au constituit în ceea ce numim NAR. Vorbim aici de Biserica Bethel din Redding, California, Bethel Church, Redding, California, păstorită de Bill Johnson, care a fost parte până în 1926 în Assemblies of God. De asemenea, sigur, putem da mai multe exemple, nu este neapărat necesar acum. S-au organizat rețele apostolice, rețele de profeți. Mișcarea aceasta are o prezență și în afara spațiului american, mai ales în Africa de Sud, în America Latină, în Asia. Trebuie să facem aici o observație. Principalii lideri din NAR, chiar și după ce NAR s-a dezis cumva în a se revindica drept o organizație denominațională, se leagă de Peter Wagner și de Fuller Seminary în Pasadena. Fie au fost colegi de catedră cu Wagner, și aici vorbim de Wimber, de argentinianul Ed Silvoso, de profesor de antropologie Charles Kraft, fie au fost studenți al lui Wagner la Fuller, și aici îl menționăm pe Bill Johnson, pe Chi Han, un sud-corean, care în momentul de față este considerat apostol și el continuă, practic, a preluat responsabilitățile de la Peter Wagner. Sau prietenele lui Peter Wagner, cum ar fi Randy Clark sau Mike Buckley. Deci, iată, personalități care în momentul de față sunt cunoscuți ca apostoli sau profeți NAR și care se leagă de Peter Wagner și de Fuller Seminary din Pasadena. Un moment important în evoluția acestei mișcări este reprezentat de apariția versiunii NAR a scripturilor. Un apostol cu numele Brian Simpson pretinde că a avut o vedenie din partea lui Hristos, că l-a văzut pe Domnul Hristos, care a cerut să facă o nouă traducere a Bibliei. Traducerea este cunoscută sub numele The Passion Translation. Ea a fost adoptată cu entuziasm de membrii mișcării NAR. Andrew Wilson a făcut o recenzie, să zic, acestei traduceri și demonstrează cu sute de exemple că această traducere mai degrabă este o adaptare a textului Scripturii la învățătura NAR decât o traducere, așa cum ar trebui să fie o traducere a Sfintelor Scripturii. Mișcarea a crescut, a avut un impact masiv în Statele Unite și nu numai în Statele Unite, o influență politică, mass media creștină din Statele Unite și este influențată masiv de NAR, prezența pe internet este masivă, în lumea academică de asemenea această mișcare își face simțită prezența și au o foarte influentă lucrare de tineret și de asemenea pentru copii, pentru școală duminicală, prin proiecte adaptate vârstelor. Și aici trebuie menționat această mișcare numită Jesus Culture cu Battle Music, care va intra în atenția noastră în timpul unuia dintre seminarii. Pe această îngrabă trecere în revistă a detaliilor de natură istorică aceste mișcări, voi reține atenția dumneavoastră subliniind câteva caracteristici ale acestei mișcări. Caracteristici care cumva o remarcă în peisajul teologic creștin, în peisajul mișcărilor confesionale creștine. Am observat, cercetând ideologia acestei mișcări și practica lor, cel puțin 14 trăsături specifice. Le voi menționa, fără să, cel puțin această prezentare, să interacționăm critic cu aceste idei, având în vedere puținul timp pe care îl avem la dispoziție. Dar cred că va fi suficient să identificăm ideologia, modul lor de a înțelege particularitățile.
O primă caracteristică ține de restaurarea slujbei de apostol și de profet. A zice că această caracteristică este o caracteristică pivot. Nar susține că oficiul de apostol și de profet a fost pierdut în secolul I, în biserica de creștinismul primar, și care acum este recuperat prin mișcarea Nar. Ce înseamnă un apostol în viziunea Nar, un profet în viziunea Nar? Apostolii în mișcarea Nar sunt înțeleși ca generali ai armatei lui Dumnezeu. Deci expresia aparține lor, eu doar o citez. Așa se înțelege că biserica este într-un război spiritual, iar apostolii sunt generali armatei lui Dumnezeu. Profeții sunt agenții serviciilor secrete. Tot ei pretind această definire. Citez, profeții primesc informații despre planurile dușmanului, despre felul în care Dumnezeu dorește să lucreze și oferă strategiile de care biserica are nevoie pentru a lupta cu Satan și pentru a așeza împărăția lui Dumnezeu. Oficiul de apostol este definit clar pe site-ul unei rețele de lideri apostolici, se numește ICAL, International Coalition of Apostolic Leaders. Acolo găsiți o definiție amplă care sumarizează, care, cum să spun, dezvoltă pe larg ceea ce spun aici. Aș cita din definiția aceasta ceva. Un apostol este un conducător creștin înzestrat, învățat, condus și trimis de Dumnezeu, cu autoritatea de a stabili bazele conducerii bisericii într-o sferă de slujire pe care o indică Duhul Sfânt, ca să pună în ordine lucrurile în vederea creșterii și maturizării Bisericii lui Dumnezeu. ICAL este deschis, citesc, pentru apostoli, nici nu știu cum să traduc, luați ghilimelele de rigoare, apostol vertical. Adică probabil se referă la, nu la faptul că stau în picioare, ci la faptul că reprezintă o slujire în planul relației cu Dumnezeu, pentru că după aceea se vorbește despre apostoli care acționează în dimensiune eclesială, alții care acționează în zona congregațională, se vorbește chiar și despre apostoli orizontali sau funcționali care operează la locul de muncă sau în diferite sfere administrative ale vieții. Deci o clasificare cât se poate de largă. M-am întrebat de ce această complexă clasificare și încă nu am găsit un răspuns. În cuvintele lui Peter Wagner, un apostol este un conducător creștin înzestrat, învățat, condamnat și trimis de comandat și trimis de Dumnezeu cu autoritate ca să stabilească conducerea bisericii. Foarte important de subliniat e că în viziunea Nar, nesupunerea față de apostol și față de profeți este nesupunere față de Dumnezeu. Deci, asta e foarte, foarte important de precizat și de asemenea este de precizat că în viziunea Nar, misiunea apostolilor și a profeților este să preia conducerea bisericilor din mâna pastorilor și a învățătorilor, a episcopilor și să conducă biserica printr-un mandat divin în vederea așezării împărăției lui Dumnezeu pe pământ. În ce privește definirea profeților, Rick Joyner are definiții complexe, le veți găsi în detaliile lor în forma publicată acestui referat. Mai trebuie să precizăm că în noua reformă apostolică există rețele de apostoli, mișcări, mai multe asemenea organizații independente și care în același timp colaborează între ele. Peter Wagner s-a numit pe sine apostol președinte, așa a considerat că s-ar potrivi acest titlu. Pe site-ul ICAL se găsesc pe lista rețelei aproape 400 de apostoli, dintre care 270 locuiesc în Statele Unite și 120 în afara Statelor Unite. Site-ul precizează condițiile în care se poate adera la rețea și taxa anuală care trebuie să fie plătită. Gray Graff, un autor care a scris un volum impresionant pe marginea mișcării Noua Reformă Apostolică,
se întreabă ironic de ce există așa de mare concentrare de apostoli în SUA, la o populație de 327 de milioane, în comparație cu restul lumii, cu o populație de aproximativ 7,6 miliarde. Se întreabă grav. Să însemne acest lucru că Dumnezeu se îngrijește de această țară mai mult decât de restul lumii întregi? Oare nu e ceva în regulă cu acest plan divin? Întrebarea lui Graf este pertinentă. Avem apoi, dar, tot ca o particularizare a oficiului de apostol și de profet, școala prorocilor. Existența acestei școli presupune existența unui program de instruire care subliniază că oricine poate să adere, să facă parte în acest program și să devină un profet. Johnson susține ideea că toți credincioșii în viitor vor deveni profeți. Asta, zic, este prima trăsătură specifică în NAR, respectiv oficiul de apostol și de profet. Apoi, identitatea lui Iisus este redefinită. Nu voi insista aici foarte mult, mai ales că următorul referat pe care îl vom avea are în atenție cristologia în viziunea NAR. Aș vrea doar foarte succint să precizez că, potrivit NAR, Iisus nu a avut natură divină în timpul vieții sale pe pământ. Prin actul întrupării, Domnul renunță, în viziunea lui Bill Johnson și a, mă rog, celor care îmbrățișează ideile, la toate atributele divine, la natura sa divină. El a fost un om ca oricare dintre oameni, ceea ce l-a făcut să fie slujitor cu putere a fost ungerea lui Dumnezeu care a fost peste el și care poate să vină peste oricare dintre noi. Găsim între afirmațiile acestor teologi afirmația că Iisus nu a fost divin. Și chiar așa, Iisus nu a fost divin. Da seama că o asemenea cristologie mai degrabă seamănă cu kenoticismul ebionit decât cu învățătura pe care o găsim în Sfintele Evanghelii și la Apostolii Domnului nostru Iisus. În viziunea NAR, Hristos, Iisus n-a fost Hristos până la botezul în apă, când a venit peste el Duhul, ungerea Duhului, și că această ungere poate să fie primită de oricare. O ciudățenie pe care am observat-o la Bill Johnson este ideea că Iisus a fost și el născut din nou. Numai dacă rămânem pe această idee și o analizăm, aici sunt ascunse atâtea și atâtea capcane. Caracteristica a treia. Identitate creștină redefinită. Creștinii sunt considerați, mă rog, adepții mișcării NAR, noua generație a copiilor lui Dumnezeu. Aici se vorbește despre un ADN spiritual. Potrivit NAR, rasa umană ar trebui clasificată, nu ar mai trebui clasificată după culoarea pielii sau după particularități de natură fizică, specifică grupurilor etnice sau de natură etnografică sau antropologică, ci în mod deosebit în funcție de modul în care omul se raportează la credința creștină. După NAR, cel care este cu adevărat creștin are ADN-ul spiritual corect. Astfel, el este un membru al rasei bisericii. William Branham, aici este o ciudățenie în ideile lui William Branham, practic el este cel care a zămislit această năstrușnică idee a ADN-ului spiritual. După William Branham, există o posesiune demonică transgenerațională sau un sau cum mai este cunoscută în NAR, blestemul generațional. O să găsiți în România ideea de păcat generațional. E tot aceeași poveste, dar în alte cuvinte exprimată. Branham a susținut că în Eden Eva a avut relații intime cu șarpele, iar din această relație intimă a rezultat Cain, care este sămânța șarpelui. Din relația Evei cu Adam a rezultat Seth, care este sămânța copilului lui Dumnezeu, sămânță dumnezeiască. Potrivit lui Branham, omenirea pleacă pe aceste două direcții, sămânța șarpelui și sămânța lui, sămânță dumnezeiască. Creștinii moștenesc acest ADN dumnezeiesc. Te lasă fără replică.
genul ăsta de înțelegere, de interpretare, de afirmații. Ideile lui Branham sunt adoptate în mișcarea Ploaia Târzie, aceea în grupul profeților de la Kansas și ulterior, pe față, în The New Apostolic Reformation. Aici Peter Wagner de asemenea face afirmații tranșante legate de ADN-ul creștin, care biserica sau rasa bisericii sunt aceia care posedă puterile extraordinare ale lui Dumnezeu privite în baza acestui ADN. Apoi avem așa numită rasă normală, aici sunt încadrați creștinii non-nar și avem apoi damnații subnormal, așa sunt ceilalți oameni care se vor duce în pierzare. Este o formă de calvinism în această, cu ghilimelele de rigoare, antropologie creștină. Conceptul de sămânță dumnezeiască. Probabil, stimați ascultători, că ați remarcat în discursurile reprezentanților carismatici din România expresia sămânță dumnezeiască, sămânță dumnezeiască. Eu am auzit-o de câteva ori în predici susținute de reprezentanți ai mișcării străjerilor sau a grupării Cetatea Sărbătorilor, expresia sămânță dumnezeiască. Rădăcinile se găsesc în acest concept nar, privire la identitatea creștină. Se vorbește despre ADN apostolic, despre ADN spiritual, despre ADN-ul nazireului. Diferite formulări sunt cărți scrise pe subiect, argumentate și în sfârșit. Dusă la extremă, această înțelegere a identității creștine în anumite forme ale mișcării NAR i-a făcut pe adepții lor să declare că ei sunt Iisus. În mișcarea de Celebration City, spre exemplu, adepții acestei viziuni declară că ei sunt Iisus. Legătura lor spirituală este atât de puternică cu Iisus, încât se poate spune că ei sunt Iisus. Prin ei, Iisus trăiesc o viață pe care el nu a trăit-o înainte. Nu voi mai face referințe aici la implicațiile practice ale unei asemenea doctrine, lucrurile sunt extrem de grave. Avem apoi a patra trăsătură, o nouă viziune asupra împărăției lui Dumnezeu în relație cu lumea. Aici este denotată așa numită teologie a dominionului. E destul de greu de tradus în limba română acest termen. Biserica este înțeleasă de către noua mișcare, noua reformă apostolică, este înțeleasă ca fiind angajată într-un război spiritual dus cu puterile cosmice ale celui rău, ale răului. Biserica a fost delegată de Dumnezeu să contracareze războiul acesta cu scopul de a instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Apostolii sunt desemnați să conducă biserica în acest război și să impună guvernarea bisericii. Peter Wagner vorbește aici despre dominion ca însemnând control, are de-a face cu conducerea. Dominionul are de-a face cu autoritatea și cu subjugarea și se referă la societatea în întregul ei. Bill Johnson dezvoltă acest concept al dominionului în cartea Când cerul invadează pământul, disponibilă și în limba română. În cartea aceasta se arată lămurit că baza puterii și autorității bisericii în a conduce lumea este în marea trimitere. Creștinii sunt chemați să schimbe istoria. Schimbarea se face prin faptul că voia lui Dumnezeu din cer trebuie să fie făcută pe pământ, ca în cer să fie adusă pe pământ. Se vorbește aici despre accesul în cer în vederea transformării pământului. În viziunea lui Bill Johnson și a colaboratorilor săi se pot găsi puncte de acces spre cer, portaluri, care mai degrabă idei seamănă cu New Age decât cu învățătura Noului Testament. Foarte important în această teologie a dominionului, care însumează cumva viziunea, escatologia, să zic, a mișcării NAR, este mandatul celor șapte munți. O ciudățenie în ideologia NAR, sunt și cărți cu acest titlu. Ideea principală este că munții sunt avuți în vedere de apostolii NAR ca
domenii esențiale în viața societății, pe care biserica prin apostoli și proroci înalți trebuie să îi controleze. Și aici vorbim de guvernare, media, familia, lumea afacerilor, educația, biserica și artele. Veți găsi în cărțile scrise de Nar o strategie pretins descoperită prin profeți și prin apostoli în vederea atingerii acestor ideologii. Acum, timpul se scurge foarte repede. În următoarele 5 minute voi încerca să închei discuția aceasta, menționând aici încă câteva idei. Avem nivelul strategic al războiului spiritual. Viziunea NAR, războiul spiritual este esențial când este vorba de așezarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Se vorbește despre o cartografiere spirituală, adică baza acestei cartografieri spirituale se identifică duhurile care stau în spatele unor comportamente, care stăpânesc anumite zone geografice, anumite teritorii, și care, identificate, cunoscute pe nume, pot fi îndepărtate. Apostolii și prorocii NAR sunt chemați să gonească aceste duhuri de peste teritorii. Un exemplu care arată cât de serioasă este această problemă în viziunea NAR ține de un eveniment care s-a petrecut în anul 1997. Peter Wagner spune că în fereastra cuprinsă între latitudinea 10 grade, 40 de grade, ce ar fi spațiul Nordul Africii, Orientul Mijlociu, partea Asiei până spre Japonia, partea aceasta de lume se găsește sub controlul unui demon numit Regina Cerului. Asta spune. Și că biruința, tot în această cartografiere spirituală, împotriva acelui demon, se face când faci rugăciuni de pe cele mai înalte puncte geografice, de pe înălțimi, de pe dealuri, de pe munte. Cum zona cea mai înaltă de acolo este Everestul, s-a organizat o călătorie pe Everest pentru a confrunta demonul respectiv. Septembrie 1997, operațiunea numită Operation Ice Castle. Oameni buni, ce au urmat acte profetice, sunt descrise lucrurile, le găsiți și pe internet despre această și publicații despre această operațiune. Oamenii aceștia s-au luat foarte în serios misiunea lor de a duce război spiritual pentru eliberarea planetei Pământ de sub dominația duhurilor demonice. Avem apoi rugăciunea în timpul mersului, pocăința, adică ce înseamnă în timpul mersului. Sunt înconjurate clădiri, plimbări prin campus universitar, clădiri guvernamentale, străzi, orașe, universități, poruncind demonilor teritoriali să plece. De asemenea, se face pocăință și mărturisire pentru păcatele generațiilor trecute. Apropo de ideea că în viziunea NAR, păcatul generațional, blestemul generațional, influențează generațiile prezente. Pentru a atrage binecuvântare peste Statele Unite, spre exemplu, a fost organizată o penitență publică pentru păcatele și abuzurile făcute împotriva indienilor nativi din Statele Unite. Demersul acesta a culminat cu semnarea unui decret de către președintele Obama în 19 decembrie 2009, lucru care a fost considerat de cei de la NAR ca un mare succes și un pas spre vindecarea și transformarea națiunii americane. Accentul pus pe semne și pe miracole este evident în mișcarea NAR. Aici vorbim de și anumită armată a lui Ioel, făcătorii de miracole. Nu mai este vreme să insist asupra detaliilor. Conceptul de Evanghelia Sănătății, în viziunea NAR, creștinii nu se pot îmbolnăvi, nici nu trebuie să se îmbolnăvească, ei merg înspre nemurire și de aceea își supun bolile. În diferite versiuni ale mișcării NAR, în funcție de zona, țara în care se manifestă, veți găsi și altfel de idei. Acum, păstrându-vă, dreptul de a citi articolul în forma lui publicată, mă voi opri aici, conștient de faptul că n-am spus nici măcar 10% din cât ar fi trebuit spus pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră.
Frate profesor, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, o prezentare generoasă în informații. Dacă este și numai 10% din cât ați pregătit, asta înseamnă că o să așteptăm cu mare interes apariția volumelor care vor însuma materialele prezentate. Desigur, ca o informație pentru cei care ne urmăresc, volumul sau volumele care vor însuma materialele care sunt prezentate la acest simpozion, sperăm din toată inima că vor apărea undeva în primăvara anului viitor. Avem și câteva întrebări pentru dumneavoastră în acest dialog care urmează prezentării și permiteți-mi să vă adresez o primă întrebare pe care am primit-o, și anume, care este categoria sau care considerați că este categoria de persoane cea mai vulnerabilă la învățătura NAR sau noua reformă apostolică și ce ar trebui să facă păstorii pentru protecția acestor categorii sau acestei categorii vulnerabile? Din punctul meu de vedere, vulnerabili sunt toți oamenii, indiferent de vârsta sau de experiența pe care au acumulat-o pe calea credinței. Un exemplu sugestiv este aderarea pastorului Iosif Țon la NAR, un om în vârstă și cu experiență de viață. În sfârșit, nu discutăm opțiunea nimănui, avem un alt respect față de fratele Iosif Țon și munca făcută de dumnealui, însă ilustrez felul acesta felul în care NAR poate să câștige mintea oricui, indiferent de vârstă și indiferent de experiența spirituală acumulată și de cunoaștere acumulată. Desigur că cei mai vulnerabili sunt tinerii. Tineri care, neavând bine înfipte rădăcinile nici în învățătura cuvântului și nici în experiențele cu Dumnezeu, ușor pot să cadă pradă în lanțul acestor învățături. Punctul meu de vedere, ce ar trebui să fie făcut, trebuie să fie prezentat prin mesaje de către învățători, profesori, pastori, învățătura aceasta dată pe față, organizat dialog, trebuie făcut exact ce facem noi în această seară, în aceste zile și ce urmează să facem publicând. Cred de asemenea că este foarte important să traducem literatură din limba engleză, literatură critică pe marginea acestui subiect. Din nefericire, în limba română avem doar o literatură, cum să numesc eu, pro-NAR. Foarte multe cărți traduse ale lui Bill Johnson și ale altor autori NAR, publicate de edituri, unele dintre ele chiar din rândul bisericilor pentecostale. Sunt conștient că oamenii nu sunt naivi. Mai degrabă aș crede că au un program. Da? Vom vorbi cu ei lucrul acesta, n-are rost să vorbim aici pe acest subiect. Mulțumim mult. Continuăm cu a doua întrebare pe care am primit-o. În Efeseni, în capitolul 4, de la 11 și 12, ne sunt prezentate cele 5 daruri de slujire, alții le numesc darul de echipare, printre care, de fapt, primul dar menționat acolo este apostolia. Care este, putem să vorbim, să zic, din perspectivă pentecostală despre slujirea apostolică ca fiind una activă? Care este perspectiva pentecostală cu privire la slujirea apostolică sau la apostol? În viziunea Bisericii Pentecostale, oficiul de apostol continuă în istoria Bisericii, chiar dacă el nu a mai fost numit așa. Desigur că nu continuă la nivelul pe care l-a avut apostolia primită de cei 12 apostoli ai Domnului. Apostolul Pavel îl cuprindem aici. Acest nivel de apostolie este unic și așa înțelegem cuvântul Domnului. În altă perspectivă, Noul Testament lasă deschisă slujirea prin oficiul de apostol, menționând numele altor apostoli din biserica primară, care nu făceau parte din rândul celor 12,
Și plecând de aici, în Biserica Pentecostală, se consideră că acest oficiu continuă și în prezent, el manifestându-se prin lucrare de misiune făcută de oamenii lui Dumnezeu în câmpuri neatinse încă de Evanghelie, unde fac să înainteze locul lui Dumnezeu, însoțiți de o putere miraculoasă a lui Dumnezeu, printr-o ungere aparte și prin puterea de a însuți Evanghelia cu minuni și cu semne. Așa se înțelege în viziunea Bisericii Pentecostale. Vă rog să facem aici o distinție. Dacă în viziunea NAR, apostolii sunt cei care primesc de la Dumnezeu mandatul să preia conducerea din mâna oricui o are și să ducă biserica spre împlinirea misiunii ei, adică așezarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, învingerea forțelor întunericului și așa mai departe, în înțelegerea pentecostală, misiunea apostolilor nu are de-a face cu acest mandat. Vă mulțumim mult. O altă întrebare vine în felul următor. Putem integra pe baza prezentării mișcarea bisericilor Vineyard în mănunchiul bisericilor NAR, adică în noi reforme apostolice? Răspunsul este da și nu. Bisericile Vineyard sunt diverse. Am precizat anterior că mișcarea NAR are două categorii de aderenți, să zic așa, de adepți. În primul rând sunt aceia care au ieșit cu totul din orice confesiune creștină anterioară și s-au declarat biserici independente, integrându-se în aceste rețele NAR. Pe de altă parte, sunt biserici care au mai rămas mai departe în cadrul confesiunilor lor și aici vorbim și de bisericile Vineyard. Biserica Vineyard n-ar putea să spună că este neapărat o confesiune, cât este mai degrabă o alianță de biserici libere din Statele Unite care seamănă mai mult în doctrină cu doctrina pentecostală și carismatică. Tocmai de aceea John Wimbler, de exemplu, s-a dezis de mișcarea Toronto Blessing, excluzând din părtășia bisericilor Vineyard această mișcare, mișcarea Toronto Blessing. În același timp, așa după cum în cadrul unor biserici pentecostale care aparțin Assemblies of God din Statele Unite, avem idei NAR, la fel se întâmplă și în bisericile Vineyard. Unii au părăsit cu totul organizația în Service of God și avem aici cazul Bisericii Bethel în Redding, California, în mandatul lui Bill Johnson, a ieșit din Service of God și s-a identificat ca biserică independentă, afiliată ideologiei NAR. Așa au făcut și alții. Alții însă nu s-au rupt organizațional, dar ideile NAR au infiltrat crezul și practica acestor biserici. Cam așa s-a întâmplat și cu bisericile Vineyard. Aceeași întrebare, dar referitoare la grupul bisericilor Hillsong. După cât am citit pe subiect, bisericile Hillsong fac parte din NAR. Practica lor și în ce se întâmplă acolo. În fapt, există și o viziune a NAR pentru Australia. Același lucru trebuie spus și despre bisericile Harvest, inclusiv cele din România. Vedeți ce se întâmplă aici, ar ilustra foarte bine principiul. Bisericile Harvest din Statele Unite sunt pe față declarate NAR. Deci, indiscutabil, sunt biserici NAR. Asta se prezintă și pe site-ul lor. Au rețele în toată lumea, iar în ce privește România, vă rog să observați că sunt respectate anumite particularități confesionale. Nu țară nimeni treaba dacă crezi cum crezi, important e să fii cu noi. Cam asta e. Este o întrebare destul de, zic eu, interesantă, importantă pentru noi, trăind aici în România. Și spune așa, cât de periculoasă este doctrina? Aici aș corecta întrebarea puțin, pentru că nu putem să vorbim despre o doctrină unitară în noua reformă apostolică, aceasta ne fiind o denominație, ci un fel de network. Da?
Deci cât de periculoasă este doctrina, învățătura sau principiile noi reforme apostolice în România și cum le putem combate? Întrebarea este foarte complexă și vastă. Răspunsul ce răspuns pe măsură. Ca orice abatere de la învățătura sănătoasă a Scripturilor, pericolul rămâne și e prezent și aici. Pericolul este cu atât mai mare, pentru, precizez, pentru bisericile pentecostale din România, cu cât în NAR sunt aspecte atractive. Accentul pus pe miracole, pe semne, pe profeție, pe darurile spirituale, pe botezul cu Duhul Sfânt, pe o închinare liberă, avem tot felul, pe rugăciune, pe post, găsim aceste lucruri bune, da? Care par așa cu temei serios biblic pentru un pentecostal. Însă, în NAR, aceste înțelegeri, aceste învățături specifice biserice pentecostale sunt duse dincolo de cadrul învățăturii Sfintelor Scripturi, în niște practici care sunt ciudate. V-aș da, de exemplu, am pregătit aici câteva chestiuni, câteva aspecte. Avem căderile pe spate ca practică în închinarea neocarismatică. Râsul sfânt. Sau avem aici... găsim la Bill Johnson, chestiuni ciudate, norii de slavă sau praful de aur sau pene de înger care au fost văzute în biserică, rămase în urma manifestare prezenței lor. Dar vorbim de chestiuni care sunt poate mai aproape de noi. Rugăciunea contemplativă sau acțiuni cu semnificație profetică, tunelul de foc, tunelul de rugăciune, fluturarea unor steaguri peste biserică sau care se înțelege că invocă venirea Duhului Sfânt, interpretarea viselor, de exemplu, care e o ideologie întreagă în NAR, asta e ciudat, asta în România nu cred că o să aibă ecou, interpretarea tatuajelor. Deci există la Bill Johnson un om, îl cheamă Doug Edison, care are și un site, oferă servicii, poți să suni, o ședință costă $150 și îți interpretează ce îți vorbește Dumnezeu prin tatuajul pe care l-ai pe tine. Deci până acolo s-a ajuns. Acum, ce mi se pare mie ciudat este că aceste manifestări devin atractive și pentru tinerii din România. Ia, și de bună seamă că pericolul rămâne. Da, încep să primesc tot mai multe întrebări, dar iată că timpul s-a cam scurs. Mai avem 3 minute pentru dialog și îmi permit o întrebare pe care am primit-o și apoi o întrebare personală, care cred că este de interes pentru toți cei care ne urmăresc. Ultima întrebare, deci, din cele primite. Care credeți că este eroarea pe care cei din noua reformă apostolică o fac? Noi știm că fiecare mișcare, fiecare biserică, fiecare denominație își definește sursa revelației. Da? Considerați că noua reformă apostolică folosește o hermeneutică greșită sau surse de ale revelației multiple sau diferite decât doar Scriptura? După părerea mea, greșeala este în ambele componente. Atât în acceptarea surselor pentru revelație, cât și în hermeneutică. Din punct de vedere al NAR, experiența este pusă înaintea Scripturii. Faptul că se construiește mai mult pe experiență, pe revelații date profeților, apostolilor, care au de la Dumnezeu autoritate, chiar să completeze revelația scrisă. Asta se spune. Dar îi face vulnerabil la orice. Deci așezarea experienței personale a unei comunități sau a liderilor de la un nivel mai larg
acceptarea experiențelor lor pretins de la Dumnezeu ca sursă de autoritate în materie de învățătură, deasupra autorității Scripturii, este eroarea capitală. De aici cade tot. Pentru nar, sola Scriptura n-are nicio relevanță. Da. Asta este greșeala capitală. Și sigur că de aici rezultă hermeneutica. Textele Scripturii sunt interpretate în cheia experienței. O ilustrare clară a felului în care experiența determină hermeneutica în viziunea nar este traducerea Biblie, The Passion Translation. Acolo se vede foarte clar. Este un fel de Living Bible, o traducere parafrazată, menită să explice conceptele nar, este folosită terminologia nar, efectiv textul biblic este siluit, este batjocorit ca să privească ideologia nar. Deci experiența a fost înaintea Bibliei. Da. Îmi cer scuze pentru toți ceilalți care au adresat întrebări și iată că nu mai avem timp să le punem conferențiarului. Am, așa cum am spus, totuși am o întrebare practică. Au început să fie traduse cărțile unor autori care promovează această mișcare, unor așa zis apostoli, așa zis și apostoli din nar și, din păcate, ajung în, și la editurile, sunt promovate și de edituri în care avem încredere sau am avut încredere, care au anumită, așa cum am zis, credibilitate și în librăriile creștine, chiar aparținând, știu eu, mișcării pentecostale. Întrebare, cum am putea sau care ar fi soluțiile pentru a proteja cititorul evanghelic român de titluri foarte atrăgătoare care promovează ideologia nar? Sigur că soluția nu este să facem un index cu cărți care trebuie citite și de care trebuie să fugim. Sub nicio formă nu trebuie să fie promovată o asemenea înțelegere. Un creștin matur trebuie să fie un creștin informat. Ceea ce observ eu pe piața românească, să zic, piața literaturii creștine, publicată în limba română, e un dezechilibru. Cărțile care promovează ideologia nar se găsesc într-un număr copleșitor față de, nici nu știu, deci nu, cel puțin m-aș bucura dacă poate dumneavoastră ceilalți colegi mi-ați indica, nu am găsit în limba română o abordare critică a The New Apostolic Reformation. N-am găsit așa ceva. În timp ce în limba engleză sunt cu sutele, miile articole. În limba română nu avem așa ceva. Ce ar trebui făcut? Urgent ar trebui scris un punct de vedere critic din perspectivă pentecostală a acestor învățători. Simpozionul nostru este un bun start. Este un bun start. Și de asemenea ar trebui să traducem din limba engleză cărți bune. Eu am aici pe masă cel puțin 6-7 asemenea cărți foarte bune. O abordare obiectivă a acestei învățături, care subliniază și părțile pozitive, și părțile negative, pericolele. Nu trebuie să spunem că adepții mișcării nar nu sunt oameni sinceri. Eu cred că cei mai mulți dintre ei sunt oameni sinceri. Dar vorba Domnului, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Sau băgați de seamă să nu vă înșelați singuri. Da, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare, vă mulțumim pentru răspunsurile la întrebările care au fost adresate. Eu o să vi le trimit și întrebările care, pe care nu le-am mai putut adresa din cauza timpului și poate că le luați în considerare și facem undeva, poate o anexă la materialele pe care o să le tipărim și cu răspunsuri la
întrebările pe care, iată, le primim. Ar putea să fie, poate un lucru inedit. Vă mulțumim încă o dată, Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească efortul.